Salutare, Alpha Gang, și bine am găsit la un nou video. Astăzi, poate, m-am decis să încep o nouă serie pentru voi, pentru că știu că vreți cu toții să fac Minecraft Survival și n-am mai făcut de foarte mult timp. Și am decis să încep o nouă serie de Minecraft Survival astăzi pentru voi și să o facem frumos, cum trebuie, știți cum zic? Și să-i dăm Create New World. Seria o se cheme Luma Alvareziană și chiar v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri pentru acest videoclip ca să continuăm seria, să facem cât mai multe episoade, să facem cât multe și chestii șmechere. What the fuck, m-am tripat, nu știu ce a fost cu mine aici, îmi pare rău, m-am... trebuie să mă liniștesc. Asta a fost câinele meu care a tușit, nu știu. Hai să-i dăm Create New World și să intrăm într-o lume minunată în care veți găsi numai copii. Da, sperăm că... Ok, bun, totul se aude, totul e ok. Avem un texture pack pe care o să vi-l arăt imediat, dar ce vreau eu să folosesc este shader-ul ăsta. Sper să meargă. Și să nu dea crash Minecraft-ul, gen, să fie prea puternic pentru mine sau... Bă, se pare că avem 80 de frame-uri, 85. Ok, bun. Vom începe această lume mirobolantă. Bine, deocamdată văd că suntem într-un biome pe care nu prea-l recunosc. De ce naiba am zăpadă? Eu nu vreau zăpadă, eu vreau la mare, oameni buni. Dați-mi voie să mă duc către mare. Ce caut la zăpadă? Ok. Ne-am început noi acum frumos, drăguț, minunata noastră lume de Minecraft. Oh, uite! Pe mapă. Uitați-vă că e superbă apa cu texture pe... cu shader-ul ăsta, frate. Stați așa. Nu-mi place autojump-ul. Deci este superbă apa. Apa este absurd superbă. Ia aici ce avem. Avem niște lavă. Și apa asta superbă. Dacă intru în ea, oare văd? Mi-e rău teamă că se întâmplă asta, dar e ok. E ok. Bun, hai să căutăm un biome bun. O să trebuiască să ne plimbăm un pic. Ceea ce nu e o mare problemă, pentru că pot să încep să vorbesc cu voi. Cât despre una, despre alta. Da, hai să începem de aici ca să omorâm niște animale, să avem și noi mâncare și toate chestiile astea. Cred că ar fi mai înțelept din partea mea să fac treaba asta și după să rezolvăm mai multe chestii, să căutăm noi baiemuri și alte lucrușoare. Bun. Dar vreau să vă întreb ce ați vrea să mai jucăm. Momentan nu avem serii pe canal. O să avem seria asta, de fapt. Da, deci nu pot să zic că nu avem serie, pentru că o să avem seria asta, ceea ce este clar. Și vreau să mai avem serii în afară de asta, adică... Hai mă! De ce îl tot ratam, adică... Ok, bun. Vreau să mai avem serii în afară de asta, dar nu știu ce să mai jucăm. Vreau să mai... Poate să începem o serie de Minecraft Bedwars sau ceva. De genul, nu știu, văd eu. Vedem ce spuneți și voi, ce minigame ați vrea să facem. Aș vrea și o serie de minigame, de ce nu? Pentru că putem să facem ceva interesant. Mă pot juca cu voi, pot să fac videoclipuri în care mă joc cu abonații, ceea ce va fi destul de greu. Doar să nu-mi cereți Skyblock. Deci nu-mi place Skyblock-ul deloc. Mi se pare extraordinar de plictisitor. Și nu știu cum de voi chiar ați vrea să mă vedeți pe mine cum spar blocuri non-stop ca să fac rost de blocuri, ca să pot să îmi construiesc o insulă. What the fuck is going on? De ce ați vrea vreodată? Vedem pe easy. De ce ați vrea vreodată să facem chestia asta? Hai să dau loc, că n-are sens. Deci nu mai schimbăm. Gata, este blocată pe viață. Hai să ne facem un topor. Unde stau un târnăcop. Să luăm niște piatră. Și să ne prăjim mâncarea. Toate că nu cred că am cu ce să o prăjesc. Că nu am văzut cărbune sau ceva. Dar it's ok. It's ok. Mamă, deci Minecraft este absolut superb atâta timp cât îi pui o textură. Cât îi pui un resort. Un shader. Dacă îi pui un shader Minecraft-ului și pui și o textură, este absolut superb. Deci Minecraft-ul... Nota 10, nota 10, fratele meu. Fratele meu, Minecraft, nota 10. Bun, hai că am luat și noi niște... Nu trebuie mai mult cabal, că vreau să-mi fac și unelte de cabal. De aia, nu am, îmi fac repede un târnăcop. Știți, îmi iau repede cabalul și îmi fac direct unelte ca să fiu pregătit, să nu mai stau. Adică stai mult. Dacă stai să ți le faci și de lemn. Și mi se pare că n-are sens, irosești lemn aiurea. Și, na. Bine, e o resursă infinită lemnul în Minecraft, da. Bun, hai să vedem. Hai să vedem. Facem așa, deci cum am zis, facem un funal. Mai ne trebuie lemn, primul rând. Și de ce aud zombie deja? Like, e zi plină zi afară.
Și aud zombie, frate. Bă, uite așa, bun. Una, două, ca să facem, uite, așa. Și așa. Și o sabie. O sabie n-are sens încă. Nu, n-are sens. Bun. Hai să ne apucăm să mai luăm lemn. Acum că putem și noi să-l culegem mai repede. Sunt pe, da. Deci acum că o să culegem și noi lemnul mai repede, hai să luăm mai mult lemn deja. O să începem deja cu culesul lemnului. și cred că o să îmi folosesc lemnul la prăjitul cărnii. Sau am o idee mai bună. Fiți atenți. 1, 2, 3, 4, 5, 6 să zicem. Facem pasta hâț și facem pasta hâț, hâț. Bun, știți? Și punem spruce wood-ul aici și punem lemnul acesta. Și ce o să ne facă, ceea ce este genial și probabil mulți o știți, o să ne dea charcoal. Charcoalul este un cărbune, dar nu este un cărbune natural. Adică este cărbune... De ce nu... Ah, nu mi-l arăta. Este cărbune nenatural, practic. Mi se pare ceva ok. Adică... E ok și cărbunele ăsta până la nou pentru mine. Nu știu. Bun, acum hai să mai punem și să se mai facă acolo unul. Cred că avem timp, nu? N-avem, hai să mai băgăm o de aia. Bun, ne mai luăm un charcoal de ăsta. Și ăsta, nu știu, din câte am înțeles, nu arde la fel de bine ca, ca și cărbunele normal. Asta am înțeles eu. Nu vreau să spun chestii greșite, deci mai degrabă o să zic că așa am înțeles eu că nu arde la fel de bine ca și un cărbune natural. Cărbune natural e cel găsit direct în peșteri, știți ce zic? Adică... Hai mă, mai am un bloc de spar, serios? Ok, bun. Îmi place să adun copacii cu totul, toate că oricum să mă mut, nu știu ce aș face asta, adică asta nu e zona mea în care vreau să mă stabilesc sau ceva. Da, trebuie să-mi omor, mai e o găină pe aici, uite aici, e nu? Da, uite, te-am găsit! Și am mai luat un restore spec foarte, foarte tare pe care chiar vreau să-l vedem, este 64 Eternal Hearts. Da, este ceva pe, foarte greu de recunoscut, adică o să ne, dacă... Mau, s-a auzit asta. Dacă vreau să jucăm cu textura asta, what the fuck, cum arată pickaxe-urile. Wow, da. What the fuck, ce se aude așa? Nu-mi place, nu-mi place. L-am luat doar ca să-l văd cum e, nu vreau să-l folosim sau ceva, vreau doar să-l văd cum e. Pentru că era clar că o să vreți și voi să jucăm așa, normal. Dar, da, am vrut să văd cum e textura. Și ok, merge. Niciodată. Bun, hai să mai culegem acum niște fier. Mai am picături, oare? Da, mai am cât de cât. Pentru zilele următoare. Hai să luăm și ultimul de la, că nu moare nimeni. Pentru unul singur. Și ghiți ce? N-a picat. Mereu face chestia asta. Fiți atenți. Aia, ați văzut tactică? Îmi mai sparge și să mai pune mai iure. Ia uite. Bum, hâț. Făcut-o de aici. Și avem 22 de lemne. 22 de lemne, dar neprelucrate, ceea ce înseamnă că o să avem clar mult mai multe. Hai să mai punem și asta. Să prăjim toată mâncarea pe care o avem, să ne asigurăm că nu o să avem probleme când plecăm în expediție. O să încerc să fac episoadele cât mai scurte, nu vreau să le fac lungi, fiindcă vreau să filmez cât mai multe clipuri. Deci o să stăm momentan la 10 minute, poate mai încolo dacă mă țin de serie și totul va fi ok, văd că vă place, no that shit. O să facem clipurile de... O 15 minute. Eventual pe parcurs poate vom mări, nu știu, vedem. Dar momentan nu, momentan e ok. Momentan vom sta la 10 minute. Mi se pare ceva super super ok. N-are sens să ne lungim mai mult de atât. Bun, mai am 2 charcoal, ceea ce este foarte bine. Toate că vom găsi coal imediat cel mai probabil, dar e ok. Hai să mergem. Hai să mergem să explorăm, avem de mâncare, avem lână pentru pat, avem tot ce ne-am putea dori vreodată. Și am văzut acolo ceva ce ne trebuie clar. Ce priveliște frumoasă. Am văzut asta. Și știți și voi că e destul de important să ai sugarcane din Minecraft. Și uite, putem lua cărbune fix de pe munte. Uite, asta e cărbunele. Hai să luăm direct de aici, nu? Faci generos de niște cărbune natural. Păi de ce nu?
deja s-au făcut 10 minute. Păi, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Tati Fraților și zic că ar fi frumos să continuăm seria asta, deci de-aia zic, dați un like, să fie acolo super, super tare. De-aia o să facem episoade scurte ca să știu că vă veți uita la ele, dar că dacă le fac prea lungi, nu o să vă uitați, știu chestia asta, că am mai fac YouTube de ceva timp și mi-am dat seama că nu vă uitați dacă sunt prea lungi. De-aia zic, mai bine mai scurte, vă uitați și nu-i nimica, mai simțiți nevoia de clip, următoarea zi urmează clip nou. Înțelegeți cum stă treaba? Bun. Deci, gata, am vrut să omor toate oile astea. Pa, pa!